Pentru credincioșii parohiei Sfânta Maria din Constanța, oficierea celei de-a doua liturghie a darurilor înainte sfințită din acest post a fost prilejul cunoașterii noului preot paroh al bisericii. La începutul noii misiuni, acesta a fost prezentat credincioșilor de ierarhul locului. Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul a fost oficiată astăzi la Biserica Sfânta Maria din Constanța de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. După slujbă, ierarhul a sfințit o icoană cu cina cea de taină pentru catapeteasma locașului de cult și l-a prezentat credincioșilor pe noul paroh și pe noul preot slujitor. Este o mare bucurie și o mare nădejde, pentru că biserica aceasta, cea mai mare din Constanța, are nevoie de slujitori vrednici și încă de multe lucrări care se cuvine să se împlinească. Clopotnița, care este atât de joasă față de biserică, va trebui să fie ridicată la nivelul bisericii. De asemenea, avem aici o casă praznicală mai modestă. Aici trebuie să facem o casă pentru agape, pentru pomeni, de cel puțin 120 de locuri. În clopotniță se vor face camere pentru meditații, pentru copii. Și iată, biserica se va împlini atât de frumos. În ultima perioadă au fost făcute demersurile necesare pentru înființarea unei cantine sociale lângă biserică. În prezent, în fiecare duminică, se oferă hrană caldă pentru peste 20 de persoane fără adăpost. Începând de astăzi, alături de colegii mei coslujitori, îmi doresc ca să continuăm planurile propuse de fostul preot paroh, bineînțeles cu ajutorul înalt preasfințitului părintele nostru Teodosie, arhiepiscop al Tomisului, care este tot timpul alături de noi. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să ne ajute să putem să ducem la bun sfârșit tot ceea ce ne-am propus, și anume să fructificăm acest proiect, o masă pentru cei nevoiași, pentru cei care nu au un cămin cald. În planurile parohiei se află și proiecte pentru înființarea unei școli duminicale și a unei săli polivalente.